doamna Adiță, suntem 24 de maratoniști, super maratoniști. Suntem în fața statuii lui Mihai Viteazul și vom porni într-o cursă pe care vă dedicăm dumneavoastră. Vom alerga 46 de kilometri către București și ne vom opri în Parcul Carol, la mormântul eroului necunoscut. Dumneavoastră sunteți pagina de istorie actuală a României și v-am pus între două pagini de istorie ale României, bătălia de la Călugăreni și bătăliile din Primul Război Mondial, care sunt reprezentate de mormântul eroului necunoscut. Vă mulțumesc mult că v-ați venit la mine. Este un lucru extraordinar, după cum ați făcut și altfel de maratoane, numai acesta. Eu vă felicit pe această cale și sper să termine toți concurenții și să aveți baftă și să ajungeți cu bine la final, la mormântul eroului necunoscut. Dumneavoastră, practic, veți alerga cu noi. Aveți numărul de concurs 125, noi am început cu 101 și aveți și un tricou și o medalie pregătită. O să vedem cum... Și o diplomă. Vă mulțumesc mult că o să ajung în țară, în octombrie, o să ajung în România. Vă mulțumesc că v-ați venit să dați o diplomă și o medalie și un tricou. Este un lucru extraordinar, înseamnă foarte mult pentru mine. Mulțumim armatei române, mulțumim colegilor noștri. Oficialitățile noastre de curând faci pentru tine, pentru sănătate, pentru un aspect exterior. Ce nervi ați avut atunci la Olimpiadă? Că ați avut niște nervi atunci, dar la Olimpiada unde ați devenit campion olimpic, da? Acolo a fost ceva, n-a fost numai luptă, a fost și ceva interior. A fost ceva interior, a fost pentru că de multe ori mi se punea bețe în roase și știam că asta. Tot timpul m-am enervat pe chestia asta și tot timpul am avut dreptul să-mi iau antrenorul cu mine la Jocurile Olimpice. Fiind cea mai bună maratonistă din țară, era dreptul meu ca sportivă să meargă antrenorul sportivei cele mai bune de maraton. Exact. De fiecare dată au pus pe altcineva și atunci eu i-am plătit antrenorul meu care știu că a fost la Jocurile Olimpice. Eu am crezut că te-ai fi bucurat. În Japonia. Cu cine ai făcut echipă? Și după aceea că mi-au plătit ei bani, dar pe mine nu mă interesează să plătească după aceea, că ei dacă nu luam medalii nu plăteau nimica. Dar ca să se își acopere vina și toate astea, ne-au dat banii pe toate cheltuielile care le-am făcut mai înainte. Dar asta nu ne-a zis nimeni că nu se ne plătească după Olimpiadă. Deci nu, pentru că am luat medalii ca să nu facem tam-tam, să nu facem scandal, au fost alte. Oricum eu nu sunt genul de om să ies în stare să fac scandal. Dacă am ceva de spus, spun omului în față ce am de spus și nu se fac scandal sau... Dacă mă întreabă presa, cu mare plăcere am spus tot ce am avut noi de spus. Și am vrut să demonstrez că chiar dacă aveam vârsta pe care o am, știind că m-am pregătit foarte bine, adică poți să alegi la orice vârstă. Nu conta că ai 38, ai 80 sau 60, deci poți să... 80 ca mine, dragă! A plouat atunci? Păi, la mine, că se fac apuște imediat în ianuarie. Și jumătatea mea! Eu în 30 ianuarie am împlinit 80. Măi, dar fă cu mâncă dacă îi simt. Da, foarte bine. Și mama face în martie să fac. Da, a plouat atunci? La start. A fost și mă aduc aminte că aveați o șapcă. Nu, ați avut o șapcă pe cap și parcă la televizor. Ați luat șapca și ați văzut. Da, a fost... Îmi pare bine. Parcă ați dat cu ea de pământ. Am aruncat. Ați aruncat. Am văzut faza aia de gata. Acum se dezlănțe. Foarte, foarte mult și am zis că ok, acum e momentul când arunc șapca și să... A rămas cu imaginea aia. Da, Vali era pe margine cu bicicleta și în momentul striga la mine, zice: și mergi pe pasul pe care l-ai acum, nu mări pasul pentru că n-avea rost să fac grupe brusc ca să mă termin eu. Și atunci am ținut pasul meu și... Pe la eveniment? Am venit cu ea. Foarte. Asta a fost tricou care am alergat noi. Pe fața tricoului am trecut în supermaratonul România campioană olimpică. Și pe spate am trecut alt mesaj, așa, tot apropiat de... Da? Ziua maratonistului, 13-a avut Mihai Viteazul cu trei la Tugălei și a uitat Mărăniță Tomescu, campion olimpic, da, și de la Mărești. Da, și...
și mi-ar place să țin în fiecare an. Și deci o să... dacă aș avea timp și pot să țin România în perioada respectivă, cu mare plăcere. Mi-ar place să sărbătoresc 17 august chiar și România. Fiecare an eu sărbătoresc în America. Noi... și mă uit de fiecare dată la filmarea să... de la Olimpiade. Am încercat să impunem această zi, ziua de 17 august, ziua maratonistului din România. Da. Deci să știți că nu toată lumea a creat, că a venit ideea poate din grupul nostru. Da? Dar și am zis că avem mai altă zi, asta este ziua maratonului și de azi înainte asta va fi. Și zic, noi organizăm un maraton. Nu poate să cadă pe 17 august, dar în duminica de dinainte sau după. Și acum a căzut 19 august. A fost foarte aproape, la anul poate fie înainte de 17 ani, depinde cum cade. Înțeles că am fost și sabotat la această acțiune, că așa se întâmplă în România, dar exact ce știți. A zis să nu iasă, dar colegii mei au crezut și ei în cursă și a fost foarte frumos. Aici a fost sărbătoare. Da, din oficialitățile orașului, sportului, a fost cineva. Nu, aici. Am încercat, am scris la primărie, sectorul 4, și nu mi-a răspuns nimeni. Am spus, uite ce vrem, și vreau doar un sprijin, vreau o salvare. Asta vroiam, nu vroiam nimic. Nu vroiam nimic, deci nu, nu, toți s-au dat loviți, n-au. Și atunci am zis să organizăm pe riscul nostru, chiar am plecat. Cel mai mare deja risc. Deja ai făcut salvare. Da. Așa, Viorel și el a fost concurent. Dar n-am avut niciun eveniment pe 4 sau n-am avut. Am avut o colegă care e doctoriță și a stat acasă și a zis dacă e ceva, vin și vă ajut. Da. Și am mers pe autostradă 13 km de la Călugăreni. Drumul național. Drumul național, dar e regim de autostradă, două benzi și o bandă de rezervă și pe banda de rezervă s-a alergat foarte bine. La 1 decembrie, am intrat prin satele din județul Ilfov, nu mai era așa aglomerație. Am intrat în București, de la metrou, la prima stație, la Berceni. Avea aparatorii patriei. Era și trotuar, parcă era special făcut pentru maraton. Da. Și am ieșit, am ales un traseu inedit. Și 46 de kilometri, nu prea au venit mulți pentru că distanța e mare și n-am, și solicitant am pus timp limită 5 ore jumate, n-am vrut să o lălăim prea mult pe șosea, zic, trebuie să vină aia care se încumetă să facă această cursă. Așa poate mai veneau și alții să vrea să adunăm pe drum mașinile, cu, nu eram noi, a fost un maraton. Dar să se organizeze cum a continuat maratonul, chiar dar să fie organizat foarte frumos, să închidă circulația. Da, da. A fost prima ediție, am arătat că se poate. Da. Și acum încercăm să la ediția a doua să aducem mai multă lume. Poate reușim să schimbăm traseul puțin, să iasă doar 42 de kilometri. Da. Să facem și ștafete, să facem să... Și bineînțeles că se poate închide prima bandă din autostradă și se circulă pe o bandă. Așa am mers acum, deci pe banda poliția ne-a dat voie, că am discutat. Și a zis că puteți merge pe banda de urgență. Dacă pe viitor, dacă cumva se, da. Pe altă parte nu se poate, să merge pe autostradă ca să vin aici în București. Da. Deci nu este altă cale în care să pleci spre dacă București. Dacă păstrăm startul de la Călugăreni, mi se pare frumos, mi se pare. Nu, este ok, este foarte bine, dar mă gândeam și altă stradă în care să nu încurci autostrada, ca să poată și, fie și închisă. ne-am luat măsuri, am plecat la ora 6 dimineața, când alți colegi de ai noștri care au fost implicați în organizare. Doamna profesoară cu copilul. Colegul nostru a alergat cu mașina în spate și lua răniții, dacă era cazul. Și am provocat, pe cursa asta a reușit să facă și el primul lui semi-maraton în Delta Dunării. Da, așa a început ce poate oamenii încearcă și prima de copii pe foarte mici bani. Eu asta am încercat de cum să-l promovez în România, dar n-am avut cu cine și în loc că nu ai cu cine să faci lucrurile la lucrurile, atunci tendința, știți care este ca toată lumea încearcă, da, facem, dar să iasă ceva. Aici, și aici e... Scuze.
filmez. Eu nu am ceva material. Și atunci când se vede cel care e pe margine și care vrea să facă sport, observă că oamenii interesează mai mult partea materială. Adică ce am de câștigat dacă nu, fac nu dumneavoastră. Dumneavoastră, vreau să spun că dumneavoastră a spus că n-ați găsit în România sprijinul. Pentru că toată lumea spune, dar mie ce mi iese. Asta e. Noi chiar am, după Olimpiadă în 2009, am vrut să organizăm un circuit de 10 km în România, care era unul dintre cele mai mari orașe ale României. Și am fost la ministrul sportului și tineretului și la care mi s-a spus, nu avem bani, nu putem să vă susținem, nu putem. Și atunci cu cine să fac? Bineînțeles, dar a fost și la alte oficialități ale capitalei și... Am fost prin partea din inimă, și atunci haideți să mergem puțin spre să... mormânt, că n-ați fost, așa? Foarte frumos ești, băieții. E la mine rucsacul. Dar nu e problemă. Îl găsim formă. Că am prea multe. Păi da. Așa e bine, super. Super. Și acum practic astăzi se încheie maratonul nostru, maratonul recunoștinței. Doamna Diță a reușit să ajungă la finish tocmai din America.
Și noi oferim acel tricou pe care i l-am pregătit înainte de startul maratonului de la Maratonul Recunoștinței, cu start de la Călugăreni și cu sosire exact în acest loc. Acesta este tricou pe care colegii mei au ținut neapărat să vi-l ofere. Este un tricou simbolic care îți va amintească de, de noi, de faptul că am încercat ca să aducem în atenția iubitorilor de mișcare din România succesul pe care l-ați obținut dumneavoastră la, la Beijing, care chiar a fost, noi o considerăm, o pagină de istorie actuală a României. Și vă felicităm și suntem mândri că ați reușit să, să înfrângeți, să înfrângeți practic toate, toate națiunile lumii. A fost o luptă. Sunt onorată să primesc acest tricou, mai ales că a fost, am lacrimi noi, dar sunt emoționată. N-am fost la startul acestui maraton, dar am fost la start cu sufletul de dumneavoastră și prin telefon. Atât cât am putut. Mi-ați să fac, startul și... Și mă bucur că astăzi pot fi aici prezentă să primesc acest tricou care are atâtea lucruri importante. Deci maratonul pe care l-am jucat eu, bătălia de la Mărești și Oituz. Mihai Viteaz, în august s-au întâmplat foarte multe evenimente și mă bucur că eu am câștigat maratonul chiar în august. Da, deci chiar sunteți între două pagini de istorie ale României. Lumea încă nu realizează ce înseamnă să câștigi un maraton. Noi deja conștientizăm, cei care alergăm, este un fenomen. Se adună 50.000 de concurenți la un maraton, iar dumneavoastră ați câștigat pentru România. Cred că noi o considerăm cea mai mare victorie care a fost obținută în sport. Ați câștigat exact proba supremă a olimpismului și da, meritați mult mai mult și meritați ca noi să repetăm și ediția a doua și să facem din acest maraton un maraton de tradiție în România. Da, mi-aș dori și în România să se afle, să se facă un maraton, să organizeze un maraton care vor fi 50.000 de participanți, cum eu am concurat la atâtea maratoane mari în lume, unde au fost la fiecare maraton 50.000 de participanți. Cum este maraton de la Chicago, unde am câștigat în 2004, maraton de la Londra, am venit de 5 ori în primele 3 locuri, 2-3, vreo 5 ani la rând. Maraton de la New York, nu mai vorbesc maratoane din Japonia, Tokyo, Yokohama, Osaka, dar sunt 5 mari maratoane în lume care sunt Golden League, se numește Berlinul, Chicago, Londra, Bostonul și New York. Bineînțeles că pe lângă concurenții care sunt la start, pe margine, te încurajează un public de un milion de oameni. Și asta mă bucur și aș vrea și în România să văd același lucru. Și aceasta este... Ok, da? Trebuie să le iau și pe mine, nu? Ca să... Acum e frig. Da, e răcoare puțin. Dar avem noroc la soare. Poate a reușit să a nimerit numărul? Da, este bun. Ei, am mai pus eu două programe, da? Dar este și aceasta este medalia, deci Super Maratonul Recunoștinței, Ziua Maratonistului din România, Constantin Adiță Tomescu, campioană olimpică la Beijing, 17 august 2008. Ediția 1, 19 august 2012. Sunt onorată, fiecare lucru primit la mine valorează câte ceva din medalia mea câștigată la Jocurile Olimpice. Vă mulțumesc foarte mult. Vă felicităm. Felicitări. Și Felicitări. L-am apreciat pentru că nu s-a lăcomit și n-a încercat să ducă, să forțeze prea mult. Chiar am mulțumit pentru că a fost prezent la acțiune și l-așteptăm și la ediția următoare. Încercăm să micșorăm distanța la 43 de km pentru ca să fie posibil ca toți maratoniștii
să termine cursa, da. Termine această cursă. Bineînțeles că fiecare maratonist trebuie să se pregătească puțin pentru cursa respectivă, ca să nu aibă peripeții pe traseu. Da. Și eu am avut multe momente în care a trebuit să cedez la maraton, dar am trecut. Am avut momente unde a trebuit să mă opresc, dar nu au fost din cauza că am cedat, am fost din cauza sănătății, dar am dus și am făcut toate maratonele. Și acum v-am rugat dacă e să facem o poză de grup. Sigur. Cu toții. Dacă, doamna profesoară, haideți și dumneavoastră, ne schimbăm, mai discut toții, și copilul, vino și tu. Da? Hai. Hai să închid asta? Mai las? Las-o să meargă. Da? Ok. Da? Da. Așa, de la cineva. Nu, nu-i problema. Da? Hai și. Și treci la fiul. Să avem ca amintire, haide, doamnă. Hai pe echipa.
world. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime.
mistakes. I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go home. Colegilor noștri de la regimentul de gardă care ne-au ferit să facem poze aici. Bravo! 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 Și pentru ei, pentru toți eroii care au căzut în primul război mondial, repetăm strigătul de luptă al maratoniștilor, da? Și acum, hip hip, ura! Hip hip, ura!